Bine v-am găsit la un nou episod din GTA 5. Acesta e, cred că este episodul nou. O să mergem. Avem 1, 2, 3, 4 misiuni. Prima misiune o să fie asta pentru că este ușoară. Nu, hai să o facem pe asta, că nu cred că e așa de grea. Și cum mă dau jos de aici? Întrebarea mea. Că n-am murit. Mi-a dat borșul pe acolo, dar n-a murit. Cred că o să trebuiască să mor. Pentru că nu văd nicio scară pe aici. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Nu știe asta să cadă, mă, cred. N-aveam ce să fac, n-am văzut nicio scară și n-aveam ce să fac. Probabil era una sus, dar... Bun. Dacă s-ar încărca și astăzi. Cred că o să fac unboxing-ul ăla. Calculatorul. S-ar putea să vină... Duminica viitoare. Sau vineri, nu știu. Cred că duminică, pe 24 decembrie. O să încerc să fiu foarte rapid, pentru că vreau să fac cel puțin două misiuni în acest episod. Vreau să termin acest joc, pentru că mai am și alte jocuri. Ca Destiny, o să-l încep după ce termin Shadow of the Tomb Raider. Da, nu mai mergem aici. Va trebui să merg la tă aici. Unde stă Trevor. Cred că o să fac misiunile astea mai importante și nu o să mai stau să fac așa orice prostie. Cum am vrut să mă duc aici. Aici era unul de ăsta cu droguri. Care luam droguri și mă puteam ori cu clown, ori cu extraterestri. O să fac și astea, dar nu știu. Mamă, cât m-a alergat asta, mă, frate. Cel mai bun șofer. S-ar putea să sun mult mai diferit pentru că am locuit căștile alea, am avut căștile la PlayStation și le-am stricat, nu știu cum am reușit să le stric, dar nu se mai aud, microfonul merge, dar nu se mai aud. Nu mai am sunet la ele. Și o să trebuia să-mi cumpăr zilele astea o pereche nouă de căști. Dar până am cumpăr, o să facem videoclipuri cu astea. Nu o să fie multe videoclipuri. 3 sau 4 videoclipuri maxim. Vrea să spun ceva rău de Trevor. Ăla spune că e un băiat bun Trevor și asta zice la fel. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? Asta e locul ei și mi-e frică că mă va părăsi. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death. Deci de ursul ăla că a murit într-o moarte nobilă. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Al meu nu e nimic special, dar acest băiat face termin degeaba treaba. Poți să spui mantaloni pe tine? Anything interesting there for a man like me?
Ceva interesant acolo pentru mine? Sunt acea persoană. Puneți-vă astea. Mergem pentru o plimbare. Gata, hai că am mirosit 5 minute deja și nu e bine. Nu știu ce avem. Va trebui să fii mai exact în întrebările tale. Asta zice că a furat un stilou și a regretat mereu pentru asta. Asta e problema, nu vreau ceea ce vreau. Nu știu ceea ce vreau. Trebuie să-i spună lui Trevor ce e în containerele alea. Ai văzut ceva diferit, ceva ce ar putea indica ceva? Bă, frate, bă, dacă pot să stau puțin fără să... fără să fac un accident. Știu că ați văzut asta, o să încerc să joc mai mult GTA 5 off camera. Și să, nu știu, să... încerc să conduc mai bine, pentru că nu pot stau 5 minute fără să fac un accident. Ce 5 minute? 10 secunde. Îți aminte că asta poate să se ducă foarte rău și foarte repede. Trebuie să urmăresc pe Floyd ăsta. Pe asta trebuie să-l folosesc eu. Cât de mare e. Și pe ăla.
Uite monstrul ăla de acolo, trebuie să-l folosesc eu. Și cred că o să-mi ia 20 de minute episodul ăsta. Tu. Trebuie să merge sus. Aia nu, asta nu este întrebare. Du-te acum. Aici sus. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scout the place. We don't get the containers. Bun. They're gonna check your card. Dacă nu o să mișcăm containerele, o să -ți verifice cardul. Not always, sir. Just around you. And it's just... O să iau niște poze pentru copii. El ia, face poze acum ca să le trimite lui Ron ăla. Camera. Parcă nu e destul de bun. Mie nu-mi trebuie ramele astea. Bun. Trebuie să continui să fac poze. Gata. Hai că am trimis pozele.
Ce noroc am avut. Și acum? Ce noroc am avut, frate. Nu te cred că n-am murit. Regulile normale nu se aplică cu noi. Îmi plac regulile și îi zice Trevor că ești, uite la tine, ești un, ai eșuat sau ceva de gen. Frate, mă. Niciodată n-am muncit atât de rău, de greu în viața mea. Zice Trevor că îi abuză ăștia. Și Trevor zice că își irosește viața. Zice că îl salvează de el însuși. Nu o să ghiciți niciodată ce se întâmplă acum. Doar dacă nu știți jocul. Doar dacă îl știți, vreau să spun. Nu poți să treci pe aici. L-am pus pe aia să-l bată pe ăla Floyd. Și acum trebuie să mă la apartamentul lui. Ca să plec eu, l-a bătut pe ăla. Ca a mințit cu nu știu ce. Și nu avea sens să vedeți aia, pentru că da, a trecut 25 de minute și eu nu am terminat episodul. Would you send out a cab post haste? Of course. Driver should be with you soon. Good work. Am chemat un taxi ca să-i dau skip pentru că deja am ia prea mult. Și cred că o să fie deja 2 episoade din asta. Dacă mai trebuie să fac ceva. Trevor, these photos. You've ripped. We stumbled onto something. The ship, Meriwether. Where can I take you? La Puerta. Gata, i-am dat si skip. Da, deci trebuie sa tai niste lucruri care au durat prea mult sau sa dau speed up. Se mișcă prea încet, Trevor. O să vezi ce e aici, frate, mamă, mamă. O să dăm skip, da? L-ați găsit?
Acum facem planul. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în episodul viitor, nu uitați să lăsați un like. Dați la 2 like-uri sau la 3 like-uri, o să apară și episodul 3. Deci nu uitați să dați un like. Asta am fost eu și ne vedem în episodul viitor. La revedere!